Bună ziua, dragii mei! Cu toții mergem pe stradă, cu toții mergem cu mașina, cu toții mai zicem și câte o vorbă de duh, ne mai și enervăm, mai și zâmbim, cu toții suntem șoferi, sau poate cei mai mulți. Dar problemele sunt enorme. De fiecare dată când ieșim cu mașina în trafic, ne dăm seama că este cineva care conduce aiurea, care vrea el să ajungă primul, vrea el să staie fața, să se arate mașina lui. Sunt o sumedenie de cazuri de genul acesta pe care cu greu le suportăm atunci când fiecare dintre noi conduce. Ca să vorbim puțin despre etica acestei meserii, sau a șofatului, dacă nu e o meserie, ci a șofatului de plăcere, l-am invitat astăzi pe nimeni altul decât pe Gabi Imre, instructor, dar pentru drift, da? Dar un om care știe foarte bine ce înseamnă să fii șofer, să conduci după reguli, să fii în atenție și cu atenție pe șosele. Bine ai venit, Gabi! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Gabi, tu înveți pe cei care vor să facă drift, dar exact. La fel de bine știi regulile și pentru cei care conducem zi de zi, pe străzi, pe autostrăzi, pe drumuri mai bune sau mai puțin bune. Bineînțeles, și asta nu datorită faptului că sunt instructor de pilotaj, ci datorită faptului că dețin un permis de conducere. Și nu m-am mulțumit cu a deține permisul de conducere, ci și cu a cunoaște regulile, pe care, sincer, când am terminat școala de șoferi, poate nu le știam chiar pe toate. Pentru că școala de șoferi în România, o spun cât se poate de asumat și de câte ori am avut ocazia, am spus treaba asta, este o școală care te învață să iei permisul, nu să conduci. Dacă te învață și asta. La fel cum și școala primară, liceul, te învață să iei examene, nu te pregătesc pentru viață. Care e diferența atunci? Tu când faci școala, când instruiești un pilot, un viitor pilot, îți asumi niște răspunderi, da? Ai niște responsabilități majore. Acel om vine pe un circuit și acolo, Doamne ferește, se pot întâmpla tot felul de minuni. Riscurile sunt foarte mari. Dar aceleași riscuri, nu știu, poate nu la fel, să nu facem comparații, dar riscuri sunt și pe șosea. Pe riscurile ce mai mari sunt pe șosea decât la... Ce se întâmplă cu aceste școli? De ce nu ne învață să conducem? Gândiți-vă că la curse, în automobilismul sportiv, în mediul competițional, cât și la cursurile de pilotaj, se poartă echipament de protecție, se poartă cască, combinezon, absolut tot echipamentul este ignifug. Deci acolo chiar că ești mult mai protejat. Acum, în trafic, nu putem să umblăm cu toții cu căști. Imaginați-vă să facem un drum, mai ales prin România, pe drumuri naționale, și câteva autostrăzi, să facem un drum de 9-10 ore, nu știu, plecând de la București la Timișoara și să purtăm cască și combinezon. Nu, și într-o mașină cu roll cage. Dar ce trebuie să facem atunci? Să respectăm regulile. Așa îi spun și fiului meu, în fiecare zi caut să-i repet chestia asta, că atunci când ieși pe ușa casei tale, în casa ta faci ce vrei, că e casa ta. Îți faci propriile reguli. Dar și acolo cumva, dacă nu locuiești singur și locuiești cu alți oameni, și acolo trebuie să faci niște reguli și în casă, pentru a putea împărți niște spații comune. E, în momentul în care noi ieșim pe ușă, într-un spațiu pe care îl împărțim cu alți oameni, mii, zeci de mii, în București sunt 4 milioane de oameni, nu? Vreo 2 milioane și ceva cu acte, restul... Da, da. Bun. Eu ies într-un spațiu, acum o să terminăm această emisiune, o să ies afară. Afară sunt zeci de mii de oameni pe stradă. Trebuie să respect niște reguli. Da, pentru a nu ne supăra unii pe alții, pentru a nu ne enerva unii pe alții, pentru a nu ne crea inclusiv răni sau chiar moartea, vorbind despre trafic. Da, eu mă grăbesc, eu trebuie să ajung acum și acasă. Și eu mă grăbesc. Cum facem? Ia uite, amândoi ne grăbim. Ce facem? Îți stai o fața? Te claxonez, îți dau flash-uri? Nu, semnalizăm, ne asigurăm că nu îl incomodăm în niciun fel pe celălalt. Aplicăm inclusiv regulile de bun simț. Eu zic că aici stăm foarte, foarte prost, pentru că de multe ori se întâlnesc doi șoferi care amândoi chipurile au dreptate. Păi tocmai că ne grăbim, n-avem timp să ne certăm, să dăm geamul jos, să ne spunem niște vorbe bărbătești, câteodată și femeile am văzut că au niște vorbe foarte bărbătești.
Haideți să am nu vrut noi facem, egalitatea cu bărbații. haideți să nu facem chestia Da. asta. Am fost în multe țări unde am condus și am văzut, spre exemplu, vă dau un exemplu, regula fermoarului, pe care o cunosc foarte, foarte puțin conducători auto din România. Asta ar trebui învățată de la școala de șoferi, mai ales în București sau în orașele foarte aglomerate. La ore de vârf, străduțele secundare sunt foarte aglomerate, la fel și bulevardele. Ce ar însemna acum, eu fiind pe prioritate, să mă duc așa, eu mă duc, ăla din față se duce, ăla din spate se duce, ăla de Cel pe de pe străduță ce străduță nu face? mai iese de acolo beci. E, mâine sunt eu pe străduță și vecinul e invers, pe bulevard. Și nu mă lasă. Păi ce fac? Stau până la 1-2 noaptea când se oprește trafic? Nu, depinde de mașină. Dacă ai o mașină mai mare, ieși cu îndrăzneală, pentru că ăla cu mașina mică... E, nu așa trebuie să funcționeze lucrurile, iar eu regula fermoarului chiar aș introduce-o cumva în lege. Pentru că fluidizează foarte, foarte mult traficul. Pentru că înfundându-se, blocându-se o străduță, la un moment dat se va bloca bulevardul care este în spatele traficului de pe străduță. Și ușor, ușor se blochează toată zona. Și atunci, dacă noi avem... Dar ideea e să ai cumva învățată chestia asta, pentru că dacă tu te oprești să-i dai prioritate celui de pe străduță, ăla nu-i atent, că nu se așteaptă să-l lași. Dar la tu îi școala faci de semn. Șoferi se mai învață așa ceva? Nu se pentru învață. Că... Probabil că sunt câțiva instructori, că acum nu vreau nici să generalizez. Da. Sunt câțiva instructori care chiar își fac treaba foarte, foarte bine. Și asta se vede că am întâlnit șoferi care cunosc această regulă. Poate că au învățat la școala de șoferi, poate că au învățat circulând în alte state unde se aplică. Și ca să și spunem despre ce e vorba, pentru că poate mulți ne urmăresc și nu știu despre această regulă, trece o mașină de pe prioritate, una care nu are prioritate. Iar dacă chestia asta cumva ne intră în reflex, atunci este foarte fluidă toată mișcarea asta. Totul se întâmplă automatizat, ca și cum ar fi cineva care ar dirija. Nu îți dă voie să treci de pe o bandă pe alta, cu semnalizare. Da, păi să mai aplici și această regulă de această ocazie îi rog pe bucureșteni, când mă văd cu numere de Brașov, să nu accelereze când semnalizez să schimb banda, pentru că am observat o chestie în București. Dacă ești cu mașina de București, cât am avut mașina în leasing și aveam număr de București, semnalizam imediat, primeam invitații, da, te rog, poftim, când eram cu numere de Brașov. Să știi că și eu am văzut și alte cazuri. S-ar putea să fie de vină cei din Poiana Brașov care le iau mulți bani pe hotel și pe mâncare, nu știu. Dar asta e bunul simț, să știți că pe lângă regulile de circulație, regulile de bun simț, coroborate cu cele de circulație. Dacă le-am respecta, nu avem cum chiar pe toate, că suntem oameni și mai greșim, dar să mergem acolo în limita aia, înspre limita de a le respecta pe toate, atât de frumos ar circula. De ce respectăm când ne ducem în străinătate și de ce le încălcăm? De frică. În... De frică. Și știți de ce? Pentru că în străinătate este plin de polițiști în civil, mașini de poliție în civil. Și acolo chiar se aplică fiecare articol de lege. Și vă spun din proprie experiență, în Germania am fost văzut nepurtând centura. De ce? Era foarte cald, aveam aerul condiționat stricat la mașină, acum mă justific, deși încălcarea religiei nu are nicio justificare. Și pur și simplu mi-am scos centura pentru a-mi flutura puțin tricoul pe mine, să-l mai dezlipesc de pe piele. Și am zis, stau și eu 5 minute fără centură. Și apoi mi-am pus centura. În alea 5 minute a trecut o mașină de poliție de pe contrasens, care a parcurs vreo 20-30 de kilometri pe sensul ei, s-a întors după mine și a venit să-mi dea o amendă de, nu știu, 30-40 de euro. Și chiar m-am uitat că era o dubă care avea un motor foarte mare pe benzină și le-am zis, măi, oameni buni, eu cred că ați consumat de 50-60 de euro benzină să mă ajungeți din urmă. Și a zis, nu contează, legea e lege. Deci când se aplică. Alt exemplu, am fost oprit pentru un control de rutină în Germania. Deschizând ușa, polițistul a văzut că m-a invitat să cobor, să deschid și portbagajul, a văzut că am pedala de frână puțin tocită pe o parte. Și mi-a zis, ce e cu cauciucul de pe pedala de frână? E un cauciuc care costă 5 euro. Și zic, nu e nimic cu el. Și zice, este tocit. Și mi-a dat 70 de euro amendă. Și mi-a zis, data viitoare nu te zgârcești la 5 euro. Pentru că atunci când plouă, ți alunecă piciorul de pe pedala de frână. Deci se aplică tot felul de... Prima oară am fost revoltat și am zis, Doamne, ăștia-s nebuni, cum să-mi dai amendă pentru cauciucul ăla că e un pic tocit pe o parte. Într-adevăr, pe o parte era aproape de fierul pedalei. Dar are sens, pentru că se întâmplă accidente. Am mai auzit de oameni care, Doamne, ce ai făcut? Mi-a alunecat piciorul de pe pedală. Deci cumva trebuie făcută serios și partea de educație, de școală de șoferi, trebuie instruiți foarte bine oamenii,
Dar trebuie și... pedeapsa nu trebuie să fie mare pentru așa ceva, dar trebuie să existe. Și de aia noi circulăm. Când ieșim din România, purtăm cu toții centura. Farurile sunt aprinse, niciun bec ars. Ne verificăm becuri, totul trebuie să fie perfect. De ce în România nu putem face același lucru? Nu știu să răspund. Tocmai de aceea te-am invitat pe tine, ca tu să explici anumite lucruri. Dar ce facem cu viteza? Aici vă dau un exemplu cu Serbia, care Serbia permite consumul a două beri la 0,33 la volan, fără să pățești nimic. Dacă bei vreo 4 beri la 0,33, îți ia permisul 12 ore și e 80 de euro amenda. Asta e o informație pe care o am de ceva ani. Poate s-a mai schimbat ceva. În schimb, la viteză, inclusiv să confisca mașina acum vreo 3-4 ani. În Elveția se confiscă mașina. La viteză ar trebui să nu fim deloc iertători. Faptul că la 250 la oră pe autostradă în România, când ai limită 130, se dă o amendă de 1000 și ceva de lei și se reține permisul pe 4 luni sau 6 luni, este prea puțin. La viteză, la fel de grăbit și mașina lui este super bună. Mașina lui poate să ducă la 250 Nu contează, nu contează. Avem circuit, acum chiar nu mai e nicio scuză, e circuitul de la Adâncate. Poți să mergi în siguranță la 250 pe autostradă în România? Nu. E autostrada de vină? Nu. Dar cine? Omul, pentru că el are niște reglementări. În România ai voie cu 130, atunci mergi cu 130. Dacă ți se aprinde un indicator care îți spune, atenție, mergi cu 80 acum pe autostradă, indicatorul ăla primează. Dar am o restricție care primează în fața limitei de viteză generale pe autostradă. Olanda și Belgia au 120 la oră. Germania are nelimitat, dar viteză recomandată 130. Dar și în Germania, cred că pe 75% din lungimea autostrăzilor avem restricții. Deci nu în toată Germania poți să mergi ca nebunul cu 250. Ai restricții, 120, 130, 80, 60, depinde. Și de ce la noi se merge cu... Pentru că n-are cine să-i prindă. Eu cred că... Dau polițiștii mașini bune. Păi mașini au, dar cred că nu au destule efective, pentru că la un moment dat un camion pe autostrada Soarelui era încărcat mai mult decât trebuie cu fier vechi și nu avea nici acea plasă de protecție care se pune să nu cadă fierul vechi și a căzut o bucată din acel camion pe autostradă. Un motociclist era, să vă dați seama ce ieșea acolo, era o bucată dintr-o mașină, deci omul căra fier vechi, probabil către Constanța. Imediat am tras pe dreapta, mi-am dat seama că mă pun pe mine în pericol traversând autostrada și să iau acea bucată pentru că era trafic și mi-am dat seama că e o problemă pe care trebuie să o rezolve autoritățile intervenind cu mașini. Și cumva am încercat să semnalizez acel obiect pe aplicațiile de navigație. Da. Și imediat am și sunat la 112 și am semnalizat. Într-adevăr, a venit un echipaj de poliție, dar a venit pe sensul celălalt. A durat cam un sfert de oră. Până au sărit parapeții, până au adunat și ei s-au expus unui pericol. A durat, cred că, jumătate de oră de când am sunat să fie strânsă acea bucată de pe autostradă. Iar acel camion nu a fost oprit, pentru că mi s-a cerut să vin când mă întorc de la mare, eu mergeam la mare, peste 3-4 zile când mă întorc, să dau o declarație la postul de poliție, nu știu care. Deci avem cumva legislație, dar o aplicăm prost sau cum? Iar eu când m-am întors de la mare, nu știu, marți-miercuri, am sunat și am spus, sunt cu tare, mi-ați solicitat că mă întorc să vă sun, să vin la declarație. A, nu mai e cazul, că oricum n-am reușit să găsim camionul, să-l oprim. Deci pe o autostradă nu reușim să... Ok, înțeleg să pierzi o mașină prin oraș, că străduțe, poate a intrat omul într-o parcare subterană, nu-l mai găsești. Adita-i camionul. Vă dați seama, acolo e clar, e o lipsă de efective. Nu vreau să afirm altceva. E o lipsă de efective. Dacă a durat jumătate de oră să apari în plină vară, când e plin de motocicliști. Deci avem legislație, avem tot ce ne trebuie, dar nu știm să o folosim, nu? Sau păi nu se aplică. Nu se aplică, nici măcar nu se aplică. Am observat tot pe autostrada Soarelui, am observat mașini care merg cu 90-100 la oră pe banda 2. Da. Vine o mașină din spate cu 130, care circulă legal, dar până la urmă e treaba lui. Ăla poate să vină și cu 150, că-l ia radarul, nu e o problemă.
dar tu ce cauți să mergi cu 90-100 pe banda 2 când nu depășești nimic? Nu devansezi nicio altă mașină. Sau mergi cu 90, ajungi din urmă o altă mașină care merge cu 88 și tu intri cu 90 să-l depășești. În plin sezon estival, când autostrada e plină și nu ai bunul simț să accelerezi și tu până la 110-115, că nu se strică mașina. Ca să faci cât mai repede acea manevră. Orice manevră de depășire, de ieșire de pe banda ta unde rulezi constant, se face cât mai repede. Bineînțeles, în condiții de maximă siguranță. Da, asta înseamnă că trebuie să ai și niște abilități căpătate, învățate. Păi și abilitățile le ai din moment ce ai acea bucățică de plastic pe care scrie permis de conducere, ai acele abilități. Eu, sincer, văd mulți pe stradă care n-au ce căuta la volan. Nici din punct de vedere psihologic, nu cred că au fost testați cum trebuie, pentru că nu e normal nici să te enervezi și să faci niște gesturi în trafic care pun în pericol pe alții doar pentru că, nu știu, ți-a tăiat unul fața. Sau... Serios, nu. Și văd și șoferi care nu sunt pregătiți din punct de vedere tehnic. Șoferi care semnalizează dreapta, dintr-o dată trag stânga, nu se orientează, vor să caută loc de parcare, dar de pe banda 2. Și, a, uite, un loc liber. Și am tras de volan. Foarte multe accidente se întâmplă în acest fel. Nu cumva mi se pare că strada, autostrada, drumul sunt ale noastre, că sunt moștenire de familie și ne comportăm... Cred că nu ne-am obișnuit încă cu traficul pe care îl avem. Cred că în ultimii 10 ani valorile de trafic au crescut exponențial. Da. Și odată cumva cu creșterea nivelului de trai, pentru că nivelul de trai a crescut, mașinile s-au ieftinit. În ziua de astăzi oricine deține o mașină. Nu e mare lucru. Și la 500 de euro poți să-ți cumperi o mașină. O treci pe numele lui bunicul care are B8 clasă bonus malus, asigurare 6-700 de lei și ai descurcat-o. Și ai mașină. Și atunci mașini sunt foarte multe. Încă se menține această stare generală proastă a parcului auto. Încă dacă ne uităm pe stradă nu vedem tocmai mașini majoritar bune. Hai că poate în orașele mari da, dar dacă mergem prin orașele mici sau mergem pe la țară, este plin de rable. Eu cred că, da, se și face acele rable mai ajung și prin oraș. Rable și mașinile foarte, foarte bune. Dar clar, viteza, și aici chiar m-am uitat la sârbi cum stau și stau mult mai bine față de noi la capitolul accidente grave, deși ei permit consum de alcool la volan, cu care eu nu sunt de acord. Să nu se înțeleagă că sunt de acord. Eu când aud, n-ai voie să bei nici măcar o bere? Păi la noi o bere cere o altă bere. Asta e. Pentru români nu este bună. Hai să fim serioși. Dar la sârbi, care sunt băutori de tărie foarte mult, ea nu prea beau bere, că nu le place, la ei legislația asta e potrivită. Pentru că, cumva, fiind pedepsele foarte aspre pentru viteză, atunci omul știa că bea o bere, două. El merge cu minte, pentru că știe că pedeapsa e la viteză. Cumva, treaba asta cu pedeapsa funcționează. Așa s-au civilizat toate celelalte țări. Se aplică legile. Mi se pare că la noi este greu, pentru că dacă ai un tânăr care își ia carnetul la 18 ani, care nu are niște abilități dobândite foarte, foarte bine, da? Și mai bea și două beri, pun pariu că nu e în stare să controleze o mașină foarte puternică. În general, tinerii au de la părinți mașini foarte puternice. Nu că ar fi o regulă, dar se vede pe stradă, mai ales în București. Nu cred că știe să stăpânească volanul unei astfel de mașini. Băi, aici, din nou, este o problemă pe partea de legislație. Eu aici aș veni cu o completare în legislație și nu aș da voie, nici nu e vorba de vârstă aici, cât despre experiența la volan. Eu aș face o reglementare aproximativ, plus minus, să poți să conduci doar o mașină de maxim 75-80 de cai putere raportat la tonă. Deci per tonă. De ce raportat la tonă? Pentru că o mașină este cu atât mai puternică cu cât este mai ușoară până la urmă. Deci aceeași putere pe două mașini diferite ca și greutate, mașina mai ușoară va fi mai rapidă. Deci aici aș face o reglementare care s-a făcut în multe țări, spre exemplu în Italia. Italia are această lege, cred că la ei este 75 de kW. Care înseamnă aproximativ 100 de cai. Și atunci nu mai vedem tineri de 18 ani cu mașini de 300 de cai. Într-adevăr, și o mașină de 75 de cai prinde 160-170 la oră, dar prinde greu acea viteză.
Când ai o mașină care accelerează, prinde 100 la oră în 2-3 secunde. Vă dați seama ce e acolo. Și exact acolo se și întâmplă. Cele mai multe accidente se întâmplă cu scăparea mașinii de sub control. Asta e. Mașina de obicei nu scap de sub control mergând pe autostradă cu 160-170. Că acolo mergi drept, mașina e stă. O scap pe curbe. Când accelerezi puternic și roțile nu mai au aderență și sistemele de securitate nu mai fac față. SP-ul, ABS-ul nu mai face față, pentru că acele sisteme nu pot contrazice legile fizice. Ălea nu o să oprească niciodată 2 tone de mașină, că tu ai intrat într-un viraj de luat cu maxim 50 la oră, ai intrat cu 120. E clar că o să zbori afară cu toate sistemele și având orice mașină ai. Și în momentul în care zbori de pe drum și cazi pe plafon, degeaba ai tu o mașină cu 5 stele euro în cap și te încrezi că vai de mine ce. Plus că, hai să zicem că scapi, dar omori pe altcineva. Da. Și haideți să facem cu toții un exercițiu de imaginație. Te duci câțiva ani la pușcărie și de pe lângă faptul că ești acolo închis, mai ai și pe conștiință un om. Dacă ai conștiință. Eu cred că au cu toții conștiință. La un moment dat, conștiința aia apare, iese. Și este o traumă. De ce să avem trauma asta? Și iar pentru cei care chiar nu mai pot și nu mai pot și mănâncă tălpile și palmele și vă spun că sunt unul dintre ei. Am viteza în sânge, sunt pasionat de viteză și de mașini. Există soluția, varianta, combinezon, mașină de curse. O mașină de curse începe de la câteva mii de euro și, bineînțeles, se termină nelimitat. Nu se termină prețul niciodată. La fel ca o mașină de stradă. Începe de la câteva mii de euro sau sute de euro și nelimitat prețul în sus. Deci pentru orice buget există, noi avem în cadrul Federației Române de Automobilism Sportiv vreo 15 discipline, printre care este și driftul. Acum clar că o să fac lobby pentru sportul pe care îl iubesc eu cel mai mult, dar e frumos tot automobilismul. Da. Dacă mi-aș permite ca și bani și ca și timp, le-aș face pe toate astea 15 discipline, pentru că fiecare este specială și frumoasă în felul ei. Driftul este frumos mai ales atunci când îți place în general în viață să derapezi și n-ai o viață, nu-ți place viața asta monotonă de muncă acasă, muncă acasă, nu-i că încurățenie și somn, ci ești un aventurier de fel și îți place da, și mai pui și driftul. Să derapezi, atunci cumva sportul ăsta ți se potrivește. Pentru că derapezi controlat, asta înseamnă driftul. Derapăm controlat. Dar cum facem și în viață, nu trebuie să fim așa stricți cu noi, dar derapăm, dar avem niște limite. Da? Drumul are niște jaloane. Avem o lățime a drumului, să zicem 10 metri, trebuie să stăm în ăștia 10 metri. Da. Dar în ăștia 10 metri putem derapa. Gabi, te rog frumos, spune și mie 5 reguli pe care ar trebui 5, 6, nu știu câte știi tu mai bine să nu avem probleme, pe care ar trebui să le respecte orice șofer. Ce trebuie să fac? Păi să știți că sunt câteva sute de reguli și ar trebui respectate toate. Toate. Nu există 5, 6, 7 mai importante. Clar că viteza este cea care va determina nu numai producerea accidentului, pentru că accidentele nu se produc exclusiv din cauza vitezei, dar viteza va determina costul acelui accident. Și aici vorbim despre costul material și despre costul vătămărilor corporale sau al deceselor. Toate acestea reprezintă un cost social, de fapt. Și accidentele grave pe care noi le vedem în România, că suntem premianței, suntem pe locul 1, accidentele astea au un cost social care transformat cumva, știu că e cumva puțin, nu e chiar bine să transformăm în bani, mai ales vătămări corporale, dar e un cost social pe care îl suportăm cu toții. Când un tânăr teribilist omoară 4 oameni, mai distruge un gard, niște parapeți, propria mașină care poate e asigurată și aia, casco, și mai distruge încă 4-5 mașini în parcare, e un cost social acolo, pentru că acolo se plătesc niște despăgubiri. Despăgubirile se vor plăti exact din banii noștri. Pentru că noi plătim RCA-uri mai mari, noi plătim impozite, acolo vin niște salvări, mașini de pompieri. Ăsta e tot costul social. Ăsta e costul social. Da. Un accident grav cu 2-3 morți înseamnă niște miliarde de lei vechi. Da? Sute de mii de lei noi, sute de mii de euro. Un accident. Da. Înmulțiți cu câteva mii de accidente anual și vedeți la ce sume ajungem. Nu mai vorbim
de traumele pe care, cu care rămân inclusiv martorii unor astfel de accidente. Nu mai vorbim de copii care au avut un accident atunci când erau mici și ca adulți, unii au rămas cu trauma de nici în autobuz nu se mai urcă. Nu mai ies din casă. O altă regulă? Regulă de bun simț. Eu pe ăstea pun foarte mare accent. De ce? Pentru că se aplică în toată viața noastră, nu numai în mașină. Regulile de bun simț, și aici mă refer și la pietoni, la trotinetiști, la bicicliști, la toată lumea și pietonul. Pietonii din România nu înțeleg că ei întrerup un flux atunci când trec pe trecere. E dreptul lor pe trecerea de pietoni. Nu este chiar așa. Și aici recomand șoferilor să aibă camere pe mașini, pentru că am avut astfel de situații în care pietonul pur și simplu se deplasa pe trotuar. Eu am anticipat că e posibil să nu se asigure și să sară pe trecere. Și exact așa a făcut. Norocul a fost că eu am redus de la 50-60 la oră la 30 și am putut să frânez. La care pietonul m-a înjurat că l-am speriat cu frâna mea. Păi măi omule, nu poți să sari pe trecere fără măcar să întorci capul, să te asiguri că atunci știu sigur că vrei să treci. Și dacă mai vorbește și la telefon sau are căștile în ureche. Tot timpul suntem cu ochii în telefoane, cu toții, haide să nu mai facem treaba asta. Deci atenție, viteză și bun simț? Bunul simț este, bunul simț aici mă refer la bunul simț nu numai unii față de ceilalți. De a respecta și niște reguli. Bunul simț al călcăturii pe stradă. Al mersului pe stradă, să înțelegi că, acum trec strada, stai, vorbim mai târziu, trec strada. Ăsta este bun simț, să înțelegi că nu poți să stai cu ochii în telefon, să traversezi în siguranță. Și dacă nu te lovește o mașină pe tine, dar o să frâneze unul brusc, pentru că tu n-ai fost atent, te asigur, și ai întrerupt într-un mod agresiv fluxul de trafic, fără să te oprești și să-ți arăți intenția de a traversa, pentru că așa se traversează, unul a frânat ca nebunul, altul s-a speriat, a tras de volan, l-a lovit pe ălaltul, adică poate să iasă un carambol de 20 de mașini pentru că tu ca pieton ai fost nesimțit, n-ai avut bunul simț de a te opri și a-ți arăta din timp intenția să treci și de a nu sări pe trecere să obligi oamenii să se sperie, să tragă de volan. Cred că ne vom lua foarte multe vorbe de duh cu o astfel de recomandare, cu recomandarea bunului simț. Este vorba despre, până la urmă, și despre siguranța lor, că și dacă ăla frânează la timp, care e primul la trecere, și altul vine cu dita-i SUV-ul și trage una, poate l-aruncă chiar pe trotuar și l-aruncă în el. Cumva am văzut și o fel de răutate așa a unor pietoni, că ei se gândesc, lasă că dacă mă lovește pe trecere se duce la pușcărie. Păi da, dar tu te duci în groapă sau în căruciorul cu rotile. Ăla în 2 ani iese de la pușcărie. Dar tu tragi toată viața. Se întâmplă în ultima perioadă să vedem niște procese de-astea între categorii. Între șoferii bătrâni și șoferii tineri. Între femei și bărbați. Am eu o vorbă că un bărbat dacă face o greșeală sau face o șmecherie la volan, ce, e un șmecher. Dacă face același lucru o femeie, îi spune ce, e proastă. Adică cam așa. E cumva un conflict între de generații, între sexe. Între motocicliști și automobiliști, între cei cu trotinete și cei cu biciclete. Adică deja începem așa, parcă să vedem mici categorii care intră în conflict, intră într-o agresiune din asta generată tocmai de nerespectare. Să fie niște diferențe de opinii, e și normal cumva. Okay. Pentru că venim din zone diferite și ne întâlnim în spațiu public. Dar aici vine vorba despre bunul simț, iar apelez la o să fie la motivul emisiunii noastre. Da, este vorba despre a înțelege că împărțim cu toții acea curte. Da. Și ce să facem? Asta e infrastructura. Pe asta o avem, pe asta ne jucăm. Nu mergem pe stradă să ne plângem că numai atunci nu ieși. Sau mută-te din țară. Sau contribuie cu ceva, să aduci și tu ceva societății. Asta este infrastructura. Haideți să ne jucăm pe terenul de joacă pe care îl avem, dar să ne jucăm cu toții. Nu să ne certăm pe jucării și că până la urmă astăzi eu sunt cu mașina, mâine sunt cu motocicleta, apoi mâine eu am trotineta electrică, mergi cu trotineta electrică, merg și cu, dar o folosesc exclusiv la curse prin padoc, nu o folosesc pe stradă de frică. Am bicicletă, adică am multe feluri de vehicule și autovehicule, sunt și pieton, deci sunt în toate aceste categorii.
Și atunci eu n-am cum să-l judec pe unul că e pe bicicletă. A, bicicliștii ăștia. Nu, că și eu sunt biciclist. A, trotinetiștii ăștia. A, șoferii ăștia. Da, pe motocicletă observ că sunt cumva foarte expus și mă expun ceilalți participanți la trafic. Pentru că cumva e motociclist, lasă că se strecoară el dacă îi tai calea. Și în baza asta am și avut un accident în 2020 în care m-am lovit de o mașină. Norocul meu că n-am avut viteză. Deci iar revenim și la partea de viteză. Da. Deci cumva haideți să facem să ne înțelegem, pentru că nu există că femeile conduc mai bine sau mai prost, bătrânii sunt mai experimentați. Bătrânii sunt mai experimentați, dar poate sunt și un pic ieșiți din formă ca și reflexe. Tinerii poate sunt mai puși la curent cu tehnologia, cu au abilități mai, dar n-au experiență. Adică fiecare categorie vine cu niște plusuri și cu niște minusuri. Ce ar trebui să facem noi cu toții este să îl susținem pe ăla, pe ălălaltul cu minusurile lui, să-l înțelegem, să-i cunoaștem ce minusuri are el, celălalt la fel și să ne ajutăm. Cooperarea și colaborarea între oameni întotdeauna a dat rezultate mai bune decât să facem lucrurile singuri de capul nostru sau să le facem unii împotriva celorlalți. Și întotdeauna, omul este o ființă socială, trăiește în cupluri și în comunități. Când ieși în comunitate, trebuie să ai... Comunitatea este exact așa cum fiecare individ fiecare o clădește. Cum fiecare noi participă la ea. Știți că e o vorbă că nici o picătură de ploaie nu se consideră responsabilă pentru viitură. Toate picăturile de ploaie creează viitura. Sperăm că va veni așa o viitură a bunului simț, da? Să ne cuprindă pe toți pe șosele, pe străzi, pe drumurile naționale și autostrăzi și să conducem un pic mai atenți. Gabi, eu îți mulțumesc foarte mult. Sper că poți fi un model nu doar la tine la drift, ci și pe drumurile noastre de zi cu zi. Și sper că mai să mai revii la noi în emisiune să ne mai dai niște sfaturi sau niște exemple, că poate așa învățăm și ne dumirim și noi mai mult. O spun cu mare mândrie, mă apropii de vreo 3 milioane de kilometri parcurși la volan în toată Europa. Am toate categoriile de permis. Am luat permisul în anul 2000, deci de 24 de ani, și nu am avut niciodată permisul suspendat. Am, cred că vreo 10, 12, 12 amenzi luate în toată Europa pentru viteză, dar din astea de 62 la oră, care sunt foarte frustrante. Când îl iei cu 80, zici, aia e. Dar la 62 chiar ești, băi, nu se putea mai să am 2 la oră mai puțin. Asta cumva face dovada că nimeni nu merge perfect legal. Dar ideea e să nu sărim calul. E clar că nimeni, dacă vine cineva și mi-afirmă chestia asta, pe bune că mă provoacă de instalez o cameră din aia pe ascuns, nu știu, mă duc noapte, pun pe mașină, pentru că n-ai cum. Nu ai cum să mergi 100%, secundă de secundă, perfect legal. Facem greșeli, mai depășim un pic viteza. De aceea sunt și state unde nu e suficient să te ia radarul că ai depășit viteza într-un punct. Ci se ține mașina după tine și trebuie să mergi măcar 500 de metri cu viteza depășită sau un kilometru. Deci cumva haide să mergem cât mai aproape de limita aia legală, să nu sărim calul. Hai să nu mergem cu 99 în localitate ca să nu ne ia permisul. Hai, dacă nu putem chiar cu 50, dar să nu sărim 60-ul ăla legal sau nu știu, 68. Hai să mergem cu 68. Dacă pe porțiunile pe unde se poate, că până la urmă e important să adaptăm cumva, vedem, să avem vizibilitate. Și uneori contează foarte mult diferența de la 50 la 68. Da. De fapt, când recuperezi foarte, foarte puțin, recuperezi din timpul ăla exact. Pe care vrei tu să-l... Eu acum îndemn pe cei care merg cu 99, mai lăsați un pic mai moale. Chiar indiferent ce mașini ați avea, ce anvelope aveți, ce frâneci, nu contează. Când e o școală și vedeți copiii că ies de la școală și mișună pe acolo, treceți cu 15 la oră chiar dacă aveți voie 50. 15. Eu cred că, și aici vreau să încheiem, eu cred că este foarte important ca și la școala de șoferi să facă niște cursuri mai aplicate pe acest domeniu. Eu aș include cursuri de defensivă în școala de pilotaj, de să fie incluse, obligatorii, pentru că avem destule școli de defensivă și se mai pot... Da, dar acelea sunt opționale, dar ar trebui... Le-aș pune obligatoriu. Altfel, la fel, îți dau permis până nu știu ce putere. N-ai decât să mergi cu mașină de 50 de cai putere.
Vrei să mergi cu 100 de cai, te duci și faci o defensivă, vii cu diploma și nu numai cu diploma, să apar și în baza de date, că altfel românul se descurcă repede de diploma. În Photoshop o facem repede. Să apare în baza de date că ai absolvit cursul, să ai minim, nu știu ce, notă acolo cu cursul absolvit, adică ai capacitatea să stăpânești 100 de cai, nu 50, și atunci poți să ai... Iar vrei mașină, după ce ți-a expirat această perioadă de probă, să zic, de un an, 2-3, cu o mașină mai slabă, vrei să-ți iei o mașină de 300 de cai putere cu propulsie, cu tracțiune spate, ok, fără un curs de pilotaj, ori de drift, ori de conducere sportivă, pe mașină cu propulsie. N-ai ce căuta să te dai pe stradă politica cu 300 de cai putere. Politica pașilor mărunți ca să ne ducem să ajungem la 300 de cai putere. Exact. Sau... Și prin astfel de legi, de reglementări, cumva reușim să ne protejăm. Pentru că nu toți oamenii au conștiință, nu toți oamenii au limite. Nu toți oamenii au bun simț. Și nu toți oamenii au bun simț, că până la urmă asta înseamnă bunul simț. Deci haideți pe lângă regulile din orice domeniu. Dacă aplicăm regulile de... Dacă s-ar aplica regulile de bun simț, n-ar mai fi nevoie de legi. Dacă am avea și școli de bune maniere, ar fi foarte bine. Deci educație. Da, educație. Cu bun simț, n-ar mai fi nevoie nici de armate, nici de poliție. Nici... Vă dați seama cum ar fi ca toți oamenii să fie perfecți la capitolul bun simț. N-ar mai exista nicio problemă. Este o utopie. Da, e o utopie, clar. Ne imaginăm frumos ca în piesa lui John Lennon, Imagine, ne imaginăm și atât. Gabi, îți mulțumesc foarte mult și sper să le fie util celor care se uită la noi și ne urmăresc, pentru că ai spus niște lucruri foarte interesante și aplicabile imediat ca să lucrurile să meargă mai bine. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. Toate cele bune, iar voi... Ne urmăriți, da, nu cu viteză crescută, ci așa, pas cu pas fiecare interviu. Cătinel, cătinel. Cătinel, cătinel. Mulțumim și fiți cu ochii pe putere.